Undeva în capătul cartierului Pantelimon, primăria sectorului 2 a amenajat adăpost pentru cei oropsiți, săraci și singuri. De când e ger și ninge, Maria are patul ei aici. E tristă și plânge când te vede. Plânge și când îți vorbește. N-are speranțe și nici dorințe. S-a resemnat. Mi-aduc aminte ce caz am avut și cum am ajuns. Dacă n-ar fi adăpost aici... Nu știu ce aș face. Pe la jumătatea lui martie, femeia plânsă va împlini 63 de ani. Dacă nu i se va întâmpla ceva bun până atunci, îi va sărbători ca și anul trecut, cu oftaturi, cu lacrimi, cu regrete, cu singurătate. Când ați fost fericită ultima oară? Cum să vă spun? Ar fi o poveste lungă. Fericită am fost când era părinții mei. Am fost cea mai fericită și cel mai fericit copil. Acum... Ce i-ați transmite mamei dumneavoastră? Că o iubesc mult de tot. Chiar acolo, în cer, unde... Și mi-e dor pe el. Dar lui Dumnezeu ce îți cer? Să-mi dai sănătate. Când trăiești prin parcuri, prin gări sau prin scări de bloc, când simți vântul în suflet și n-ai un leuț pentru medicamente, sănătatea e mai scumpă decât tot aurul lumii. Dar deseori în lumea asta tristă a oamenilor fără adăpost, sănătatea se îmbolnăvește și suferă. Pe Victoria au găsit-o asistenții ambulanței sociale a sectorului 2 pe o stradă de lângă obor. Era înghețată, bocnă și nemâncată și i se făcuse rău. Ce vă doare? Ce simțiți? Acum... În piept? Aici. Tensiunea e puțin cam mare. Luați tratament ceva? Urmați tratament? Nu, nu. Nu iau nimic. Aveți 18. Foarte mare. Eu am ceva la mine, v-aș putea oferi. Am tensiune care legează un pic tensiunea, da? Dacă nu. Au luat-o în ambulanță, au consultat-o și au dus-o la dăpostul din Pantelimon. Au cazat-o, i-au dat un pat, ceai cald și mâncare caldă. La fel ca Maria Gheorghe, nici femeia asta nu mai are nimic. Copiii mei mi-au vândut casa. V-au vândut casa? Da, mi-au vândut casa. Asta, fiimea și cu ginerele. Acum ginerele a murit, fiimea a nemurit. A stat 5 ani în Italia, ca menajer, a lucrat ca menajer acolo. S-a întors, acum ea e singură. Și am vorbit cu ea. Poți să-mi duc Carmen și-o la tine? A zis nu. Au alungat-o copii, așadar. I-au vândut casa și au lăsat-o pe străzi cu Dumnezeu și cu vântul. De 20 de ani e pe străzi, le știe pe toate. La fel de bine cum știe numărul băncilor din parcuri. Până trece gerul, însă va rămâne în grija asistenților sociale ai primăriei sectorului 2 și va încerca să-și țină treaz unicul vis. Nu doresc decât o cămăruță, să am puțină liniște, că de restul... Trăiești-o cum pot. E plin de destine frânte în paturile odăilor din adăpost. De când a dat gerul și zăpada a acoperit parcurile, numărul celor care au învățat să nopteze aici a ajuns la câteva zeci. În mod normal, adăpostul este deschis între ora 20 seara și ora 8 de dimineață, dar având în vedere condițiile meteo, primarul sectorului 2 a dispus ca acest adăpost să fie deschis în permanență, non-stop 24 de ore din 24 de ore, până când condițiile meteo se vor ameliora. Cetățenii care observă persoane fără adăpost pe străzi, în scări de bloc, gări sau parcuri sunt rugați de Municipalitatea Capitalei să sesizeze primăriile de sectoare sau cele mai apropiate secții de poliție.